m-am simțit ca în armată. E clar că nemai practicând acest sport de atâția ani sunt oare și probleme, dar sincer m-am distrat. La ce v-ați gândit atât în momentul în care ați tras? Nu m-am gândit la cineva anume, dacă asta vrea să vă răspund. Pur și simplu am executat tragerea, așa cum se spune în termeni militari. Când ați tras ultima dată? Ultima dată am tras în armată. Deci acum 25 de ani, cred. 25-27 de ani. Cum v-ați descurcat? Dacă e să ne uităm pe țintă, foarte bine. Dacă e să mă întrebați trăirile, a fost destul de emoționant, mai ales că îmi țâuie încă urechile. Am două avantaje, să spunem, poziția picioarelor, din ce mi-au explicat instructorii. Vine din hobby-ul meu personal dansul, dar și pe respirație cred că m-am descurcat foarte bine. Sunt pasionat și de fotografie într-o mică măsură și fără ochelari, nu, văd foarte bine, la ultimul control medical văd foarte bine și probabil că m-a ajutat și aspectul ăsta al respirației. Chiar e prima dată pentru asta? E prima dată, am mai tras o singură dată cu armă cu diapolouri, dacă nu mă înșel, în 88, când făceam acele PTAP-uri, pregătire teritorială pentru apărarea patriei, sau teoretic, nu mai știu, atunci am efectuat o tragere la sala de tir, am început fac. V-a fost puțin teamă? Teamă nu, dar emoțiile sunt, nu pot să spun că e teamă, emoțiile, că ții totuși o armă care poate să fie fatală unui om. E ceva care, nu știu dacă poate fi descris în cuvinte.